Spre deosebire de anul civil, al cărui început este marcat la 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie. Potrivit tradiției moștenite, de azi s-a început creația lumii și totodată și-ar fi început Mântuitorul activitatea sa pe pământ. Sfârșitul anului bisericesc, ca de altfel și începutul lui, se află sub ocrotirea și binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului, deoarece cea mai mare sărbătoare de la sfârșitul anului bisericesc este adormirea Maicii Domnului, în data de 15 august, iar la începutul anului bisericesc, prima mare sărbătoare este nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Mărie Mică la 8 septembrie. Fiecare an nou bisericesc este un nou an al mântuirii, adică al timpului rânduit de Dumnezeu pentru fiecare ca prin credință mărturisită, prin fapte bune, să putem nădăjdui că ne mântuim și câștigăm împărăția cerurilor. Într-o societate materialistă, precum cea din zilele în care trăim, o sărbătoare precum cea de azi dă prilejul bunului creștin să se gândească cu atenție asupra mântuirii sale. De aceea, la fiecare început de an bisericesc, este foarte bine dacă ne gândim cât de multe fapte bune am înfăptuit spre mântuirea noastră. În concluzie, începutul anului bisericesc reprezintă una din ocaziile în care este bine să ne propunem a crește în plan duhovnicesc și a ne arăta adevărați mărturisitori ai Evangheliei aduse și dăruite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.